Hola, hola! Bine te-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal și așa cum fac în ultimele luni, cred că am vreo 3 luni de când fac chestia asta, 4, dar din ultimul trimestru de sarcină, prefilmez clipuri atunci când am ocazia, pentru că nu mai am același timp pe care l-aveam înainte. Acum depind și de el să stea cu dumnea ei și în general pleacă la plimbare, pentru că dacă stau în casă nu prea vrea să stea cu tata, preferă să stea cu mama în casă. Afară nu are nicio problemă, dar în casă da, așa că ei iese la plimbare și atunci când se întâmplă asta, în general mama fie gătește, fie face curățenie, chestii de genul ăsta. Și când apuc, filmez. Așa că, da, prefilmez clipurile în felul ăsta, noaptea din nou, când apuc, editez și încerc să mă mențin cât de cât constantă cu a posta o dată pe săptămână. Deja dacă mă mențin cu o dată pe săptămână, e ok. Practic, treaba asta e timp pentru mine. Și da, vom vedea cum se vor dezvolta lucrurile pe parcurs, pentru că luna octombrie vine și cu și mai multe schimbări în viața noastră a tuturor, dar o să vă vorbesc despre asta la timpul potrivit. Ați văzut deja și din titlu, vorbim despre un nou mystery box, pentru că cei de la Beauty Bay mi-au dat mail că au un nou mystery box disponibil. Și ce face o femeie care nu prea doarme noaptea? Lăsează comenzi. Normal. Normal. Acum, fiecare, pentru că am mai văzut proaspete mămici, care fiecare e cu nebunia ei, să spunem așa, una comandă haine, alta comandă chestii pentru casă, alta comandă mystery boxuri. Deci, da, fiecare este în delirul ei. La fel și eu, mă distrez și eu cu ce pot și cum pot. Înainte de a începe și de a vă arăta și de a vă vorbi puțin despre cutie, pe buze am aceeași combinație, creionul de la St. Lux în nuanța Crush și Too Faced, glossul lor care ar trebui să dea volum, la fel cum am spus-o în haul-ul pe care vi l-am arătat ultima dată. Sunt texturi pe care le caut mai nou, am depășit perioada cu rujurile lichide mate, am avut după aia o perioadă cu rujurile baton și acum am o perioadă cu glossuri și uleiuri de buze și balsamuri de buze colorate. Cât mă va ține, nu știu, dar vom vedea pe parcurs. Oricum acum mă pregătesc să-mi testez toate produsele din colecția de machiaj, să văd cum se comportă, să vă fac niște review-uri, pentru că v-am arătat foarte multe produse în ultimii 2 ani de zile, doar am cumpărat, multe sunt nedeschise sau doar testate și vreau să văd ce mi se potrivește, ce nu mi se potrivește, ce păstrez, ce nu păstrez și să vă vorbesc și despre ele, pentru că în ultimul an, cel mai mult ați văzut la mine clipuri de hauluri. Așa că, da, veți vedea multe din produsele pe care vi le arăt acum și în seria de top sau flop, pentru că intenționez să o continui. Dar, v-am spus, vreau să iau fiecare categorie în parte, să testez produsele și să vă vorbesc despre ele. Însă, într-adevăr, pentru asta îmi trebuie ceva timp, pentru că, de exemplu, în timp ce testez un fond de ten, nu pot testa și o bază de machiaj și o pudră, pentru că, pentru a-i da o șansă corectă, de exemplu, fondului de ten, trebuie să le folosesc cu produse cu bază și pudră care știu că sunt potrivite pentru mine, care îmi plac, pe care le folosesc, spre care întind mâna cel mai des atunci când mă machiez și să fiu constantă, să văd exact cum se comportă toate cu aceeași bază, cu aceeași pudră, pentru a le da o șansă corectă tuturor.
Așa că da, îmi va lua ceva timp până voi face toată treaba asta. Momentan am început cu BB cream-urile. Nu știu exact cât timp îmi va lua. Eu sper ca deja măcar până la finalul lui septembrie să testez tot ceea ce ține de fond de ten și BB cream-uri. Pentru ca ulterior să mă pot juca cu baze și cu restul, dar am spus, da, durează. Aveți răbdare, dar vor veni review-uri și păreri sincere, experiențe cu fiecare produs în parte. Bun, a fost suficient de lung intro, dacă nu mai găsesc ceva ce să vă spun, dar lăsând asta la o parte, v-am spus, cei de la Beauty Bay au un nou mystery box și o cutie de asta misterioasă, pentru că mi-a plăcut foarte mult experiența de data trecută, am zis să o repet. Cutia a costat 40 de euro, puteam să mai cumpăr și alte produse la fel ca data trecută pentru a avea transportul gratuit, însă știind că vine perioada calendarelor advent și inclusiv cei de la Beauty Bay anul acesta vor avea un calendar, am zis mai bine plătesc cei 3 euro pentru livrare decât să mai cheltui încă vreo 30 de euro pe produse, mai ales că poate sunt produse care îmi fac cu ochiul, dar încerc să mă abțin puțin pentru că, v-am spus, vin calendarele. Calendarele vin, au apărut deja de la mijlocul august, cel puțin pe canalele din UK, lumea deja deschide calendare. Deci e o nebuneală, practic dispare magia asta și plăcerea calendarelor. În fine. Bun. Hai să trecem la cutie. Eu am deschis-o deja pentru că am primit-o acum câteva zile și cum nu mai am același timp să filmez când apare și așa mai departe, vă dați seama că mă mânca curiozitatea și mă mânca tare. Cutiile astea mister, din ce am observat și tura trecută și tura asta, vin doar cu produse full size. Însă, chiar dacă cei de la Beauty Bay comercializează mult mai multe branduri, cutiile mister sunt doar cu produse Beauty Bay. Calendarul Advent, în schimb, nu va fi doar cu produse Beauty Bay, ci va avea mai multe branduri. Am văzut deja, nu un spoiler, ci am văzut un clip care vorbește puțin despre calendare. Dar da, hai să trecem la ce ne interesează. Și să vă arăt, din nou este plină cutia cu produse și din nou este foarte variată. Dacă ați văzut celălalt clip, o să vă arăt cele două produse care se repetă. În primul și în primul rând, această mască de buze SOS, care se prezintă cam așa. Pe cealaltă eu am păstrat-o pentru mine, pe asta o voi pune într-un giveaway pentru voi, pentru că am făcut un giveaway de vară. Intenționez să fac și unul de toamnă, unul de iarnă, adică să fac unul cam la 3 luni, așa că fiți pe fază, pentru că mai urmează și alte concursuri, mai ales că am o grămadă de produse. Și am făcut un mini declutter la colecția mea de palete de ochi și de față. Și spuneți-mi dacă v-ar interesa un concurs cu ele. Din cele 3 palete de ochi, 2 din ele au fost folosite odată de 2 ori. Una din ele nu a fost atinsă niciodată, iar paletele de față, din nou, au fost doar swatchuite, nici măcar nu au fost folosite pe ten. Așa că, luând în considerare faptul că sunt folosite odată de 2 ori, dar fiind produse pudră, pot fi dezinfectate, dar totuși, luând în considerare faptul acesta, spuneți-mi dacă v-ar interesa, pentru că paletele sunt una de la Kat Von D, una de la Urban Decay și una, nu mai știu. Da, spuneți-mi dacă vă interesează și cât de curând voi filma un concurs strict cu ele sau, nu știu, să le pun separate pentru a oferi. Dacă văd că sunt mai multe persoane interesate, voi face separat, 2 cutii separate pentru a da șansa mai multor persoane să aibă acces sau să câștige acele produse.
Bun, am închis paranteza cea mare. Tot marca Beauty Bay, acest Peeling Solution Drops cu acid glicolic și acid salicilic, din nou l-am avut și în cutiuța cealaltă și cred că, pentru că mai nou, toată lumea face după cei de la The Ordinary, după combinația asta cu acid salicilic și acid glicolic, este practic masca aia de câteva minute roșie pe care o aplici pe ten. Bun, hai să văd ce să vă mai... Hai să vă arăt. Am aici două produse pentru păr. Și în primul și în primul rând avem aici acest Co-Wash Nourish and Cleanse cu acid lactic, semințe de chia și unt de shea. Practic este un șampon. Și acest ser cu vitamina C și ulei de strugure. Nu știu sigur dacă nu l-am deja pe ăsta. Trebuie să mă uit pe care l-am și pe care nu l-am, pentru că știu că mai am niște produse de la Beauty Bay. Iar dacă îl am, cu siguranță ceea ce am deja voi introduce într-un concurs sau voi face cadou. Ambele produse, bineînțeles că sunt în full size. Pentru a continua treaba cu îngrijirea tenului, chiar mă tenta să cumpăr patch-urile astea cu hidrocoloid. Sunt niște plasturi din aceștia pentru acnee și am testat deja unul, pentru că am un bang aici, exact în mijlocul frunții. Am testat deja unul, după cum se poate vedea, este desfăcut. Sunt 72 de patch-uri, adică ai ce folosi. Drept o primă impresie mi-a plăcut, dar l-am folosit doar unul, aștept să testez mai multe. O chestie foarte drăguță, o pensulă, de fapt, nu știu cum să numesc, dacă o pensulă pentru exfolierea buzelor. Ea are ceva zimțuri, nu știu dacă se vede bine. Este un plastic din ăsta, un cauciuc din ăsta foarte maleabil. Foarte interesant, însă, din nou, pe să-l păstrez pentru voi. Iar ultimul produs de skincare este acest, din nou, un produs pe care mă tenta să-l cumpăr, acest gel de curățare cu vitamina C și niacinamide. Nu știu dacă nu, din nou, l-am primit pe asta tura trecută. Știu că produsele de machiaj sunt diferite pe care le-am primit, dar ăsta nu mai țin minte dacă îmi sună, oricum îmi sună. Voi vedea pe parcurs ce se întâmplă și ce este. Bun, hai să trecem la produsele de machiaj. Am primit un nou bronzer. De această dată este în nuanța fon și este o nuanță care cred eu că mi se va potrivi mult mai bine. Așa că îl voi testa. Cam așa arată. Are o textură foarte cremoasă și este o nuanță destul de caldă, după cum se poate observa. Abia aștept să îl testez și pe față și să văd cum se comportă, pentru că, da, sunt curioasă. Ok, un alt produs de machiaj, un blush cremă în nuanța Reef și este o nuanță de corai. Nu l-am testat, hai să vedem. Așa se prezintă pe cameră, pare mult mai deschis și este super, super, super pigmentat. Cred că o să-l testez, dar cred că ăsta, dacă văd că este foarte pigmentat și nu reușesc să mă descurc cu el, o să îl folosesc așa cum am mai folosit și alte produse pe dedesubt, sub fondul de ten. Dacă vă interesează tehnica asta de underpainting, spuneți-mi și fac un get ready with me sau o chestie de-asta de machiaj rapidă și vă arăt cum folosesc produsele care sunt ceva mai închise pentru tenul meu. Următorul produs este un Plumping Lip Gloss și este nuanța Clear. Deci este un gloss din ăsta care ar trebui să dea volum și este transparent. Da. A, dacă ați văzut ultimul meu haul, știți că am intrat în febra glossurilor.
Un alt produs este acest Micro Sketch Eyebrow Pencil și este în nuanța Buff. Din ce l-am testat eu pe mână, s-ar putea să mi se potrivească, cam așa se prezintă și hai să vedem. Are o pensuliță, pensulița este foarte micuță, foarte interesantă. Și aici avem produsul în sine. S-ar putea să mi se potrivească comparativ cu cel de la ColourPop care este mult prea deschis, dar o să-l fac eu și pe ăla să-l funcționeze, pentru că dacă l-am testat nu îl pot da nimănui. Și la pièce de résistance, ultimul, dar nu și cel din urmă produs, dacă vă aduceți aminte ultimul unboxing, știți că era acolo o paletă foarte frumoasă cu mov și cu albastru, doar că eu nu pot să folosesc albastru. De această dată avem o altă paletă, însă este o paletă de roșu, burgundie, chestii de genul ăsta. Ia uitați-vă aici. O minunăție. Așa că haide să-i facem vreo două swatch-uri. Ia să vedem. Sofa. Cloud. Și să încercăm Loyalty. Mamă, ce cremoasă este, este fardul ăsta. Și Macaron. Hai. Fardurile mate sunt super, super cremoase. Cele sidefate nici nu mai spun. Ia uitați aici. Foarte faine. Superbe. Abia aștept să mă joc cu ea și mă bucur că de această dată a venit cu o paletă pe care să o pot folosi și eu, nuanțe pe care să le pot folosi. Așa că, da, sunt foarte bucuroasă de cutiuța mea. În primul și în primul rând pentru partea sa de deschidere, am spus, pentru mine este, shopping-ul este o terapie, îmi asum. Și știu că și vouă vă place să vedeți clipuri de acest gen. Așa că, da, acestea fiind spuse, spunem ce produs ți s-a părut cel mai interesant din cutia asta. Nu uita să-mi spui dacă te interesează un giveaway cu paletele despre care am vorbit. Aștept să le citim în comentarii. Îți mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, te-am pupat! Pa, pa!